Hai, salutare și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră minunată de Minecraft Suntem aici în mijlocul oceanului, din câte puteți observa Și vreau să caut niște comori în apă, de sub apă Sunt chestiile astea pe aici, cum ne spune, cu Eu m-am tot plimbat pe aici de nebun și am găsit multe, multe corăbii Bine, acum sper să mai ajung din nou la ele ca să să vă arăt și vouă, să vă pot arăta și vouă Acolo am aruncat, am aruncat chestiile care nu sunt folositoare Mamă, un pește balon! Mamă, ce mișto arată peștele balon! Oare putem să prindem peștele balon? Hai să încercăm să prindem Deci ne trebuie apă îngăleată. Unde este? uite acolo Băi, mă duc după peștele balon, fiți atenți! Vin un ace? Vin un ace? L-am luat! L-am luat! L-am luat! Bine! Bun, deci avem un pește balon acum, e perfect, înainte să începem explorarea, vai, 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 am, uita am uitat să opresc sunetul de la bunare, da, deci înainte să începem să explorăm pe aici prin ocean, nu uitați să apăsați acolo butonașul de like, să postați în secțiunea de comentarii și să distribuiți acest clip, și să vă abonați în cazul în care nu ați făcut-o încă, nu? Bun, e uh, ia să vedem dacă reușim să strângem 300 de like-uri la acest videoclip Eu zic că reușim pentru că în medie strângem 300 de like-uri Așa că hai să terminăm cu vorba multă și să ne aruncăm în apă pu, mamă. Băi, aici am mai fost o dată, am luat o chestie și vreau să încerc să intru aici Perfect, ia deci, să vedem ce găsim, ce găsim, ce găsim Mam, uh, Mamă, mamă, mamă. De asta e enchantate, John! Hai repede sus că am găsit, am găsit chestii enchantate. Sau mi s-au părut mie. Ia stați un pic să... Opa, opa, opa! Stai că deja am găsit ceva chestii mișto. Wow, cu protecție 4 plus 1 armură. Băi, cred că sunt bune astea. Adică sunt deja înceantate, nu știu cum să vă spun, mai trebuie pantaloni. Deci am găsit aproape o armură întreagă. A, ah, dar nu că e mai slabă decât, uh, decât armura mea. Ia să văd acum. Nu, tot așa. E să vedem diferența. A, ah, nu. Asta are protecție. Dar nu este... Nu, cred că rămânem la asta noastră. O să, o să întrebăm și noi pe un cunoscător. Scrieți-mi, vă rog, dacă sunt mai bune astea. Sau celelalte, sau pot să pun peste Nu pot să pun peste Nu mai contează, haideți să vedem dacă mai găsim ceva aici în corabia asta <coughs> Dacă nu o să mergem mai departe Ia să vedem de deci ce aici am fost, acolo Da chiar să ne mai uităm aici în asta Să vedem poate mai are ceva bun Ce ne poate folosi Fân Potato Nu, aoleu, aoleu, aoleu Aoleu, Băi ce era să murim voi, voi, voi Hai să ne urcăm în bărcuță Să mâncăm niște carne de asta crudă Pentru că altfel de carne nu mai avem Și să mergem mai departe Să vedem poate mai găsim ceva interesant Prin apă, nu? Până ni se încarcă nouă viața Acolo aparent nu mai este nimic interesant Dar încercăm, vedem Poate, poate găsim ceva bun Parcă mai văd ceva în fața acolo Ia să ne apropiem un pic Un pic, un pic și să vedem care este treaba Băi am mai încercat să filmez un episod Dar a fost un mare fail Pentru că Efectiv am vrut să caut ceva și după am găsit altceva Și a trebuit efectiv să mă întorc din drum Și să Fac acolo niște chestii Nu știu m-am abătut mult de la subiectul Pe care vreau să-l filmez Și Am zis să o las baltă să nu mai postez Pentru că n-are -are rost Băi deci aici am găsit niște corali sau ceva Băi, ce frumos arată! Deci nu pot să cred, arată wow! Deci chiar arată wow! Două secunde, vreau să fac o mică poză aici. Vai, ce bine arată! Deci nu pot să cred, deci niciodată n-am ajuns la așa ceva. Hai să mai căutăm niște bărcuțe, să vedem dacă mai găsim. Băi, parcă erau multe, multe bărci pe aici. Dar nu le mai găsesc acum, oare unde sunt toate bărcile? Scrieți-mi secțiunea de comentarii ce ați găsit voi uh, cel mai. Uh, care a fost cel mai drăguț lucru, cel mai bun lucru, cel mai prețios lucru de fapt, pe care l-ați găsit voi în ocean. Într-o epavă sau ceva de genul, nu știu, epavă cred că este aceea, nu. Eu așa îi spune epavă, nu știu, dacă voi spuneți altfel, o barcă în apă! Ce mai contează, o barcă mare în apă. Deci până acum găseam multe, multe, multe chestii de genul, cum îi spun, uh, bărci din acestea epave și acum nu mai găsesc deloc. Deci nu pot să cred așa ceva, nu mai găsesc epave deloc. Oare pentru că sunt prea aproape de mal? Hai că mergem mai departe de mal, nu este problemă. Încercăm să găsim cât mai multe epave, să vedem câte chestii putem strânge din ele. Hai să mai mâncăm un pic pentru că avem nevoie de mâncare. Că am, uh, nu am știut să mă încentez, uh, armura. Să o fac rezistentă la apă gen casca Dar chiar să-mi pun și eu și în picioare Ca să fie treaba mai bună Nu am reușit să-mi fac Uite acolo, uite acolo, băi Uite treceam de ea În salutare, epavo Ce faci? Băi, de aici sunt niște Aba, nu mi s-a părut Credeam că sunt niște pești de ea Care protejează sau ceva de genul Hai să mai băgăm un pic de rodie de asta Sau ce-o ea. Și să încercăm să ne băgăm în apă, nu? Hopa! Direct, direct, bă, dar aici e... e greu aici. Uite, am găsit ceva. Mm, da, nimic important, nu știu dacă sunt bune chestiile alea. Hai să ne urcăm să mai luăm o gură de aer și ne scufundăm din nou. Deci tot acolo ar trebui să mă scufund pentru că acolo am găsit... Acolo sigur mai este un cufăr, ia să vedem... Să -l luăm pichex să -l luăm mână, că poate, poate trebuie să spargem cu el. Aici, încă o armură. Hai să luăm armura asta. Uite, un potato. Bun, hai să ne ridicăm repede, că am stat prea mult să ne uităm acolo. Am stat prea mult și o să ne dea damage. Nu, no, nu, no damage! Bun. Băi, se cam, se cam întunecă. E să mergem noi repede undeva la mal să dormim. Deci acolo n-am găsit lucruri foarte, foarte interesante. Mergem repede la mal să dormim. Să mai luăm o gură de sweet berries din acestea Și să continuăm explorarea noastră Băi, sper totul să găsești ceva bun Am găsit într-una un emerald Deci de aici, de, când am găsit emeraldul ăsta Am zis, băi, gata, trebuie să găsești ceva bun pe episod N-ai cum să nu găsești ceva bun, acum serios Cum, adică, ce e asta? Bun, e să ne avem loc să ne punem patul Acum, Băi, avem loc să ne punem patul, este suficient spațiu Ne punem frumos pătuțul Uite aici Și la Nani Ne-am pus frumos la Nani că E bine să dormi noaptea Să nu stați până târziu Am uitat să vă spun din nou că la ora 15.00 O să facem un live Și probabil o să mai căutăm cu umori O să facem și peretele abonaților Și multe multe alte chestii interesante Așa că vă aștept număr cât mai mare La ora 17.00 Hopa, hopa ce este acolo? Uitați acolo unde am ținta, da, germ. Am văzut ceva interesant. Oare este încă o epavă? Hmm. Păi ce aia? Ce asta e sub apă? Păi ce e asta aici? Deci, nu pot să mă abțin. Stați să-mi pun aici niște carne crudă, ceva. Băi, n-am nevoie de asta. Niște carne crudă, ceva. Hai să mâncăm repede. Și să ne scufundăm puțin aici să vedem ce este. Mamă. Hey, uite, este acolo o comoară. Este o comoară. Ok, dar nu putem ajunge acum. Trebuie să ne urcăm repede, repede sus. Bun. Deci, era o comoară înăuntru. Ia să vedem, oare putem să spargem cu pickaxe-ul aici? Să ne facem mai mult loc, gen. O, oh, dar se sparge greu. Nu cred că îmi pot să-mi fac mai mult loc aici Cred că trebuie să mă ghemuiesc pe acolo pe jos și mie mi-e frică să nu, să nu o mierlesc dacă înțelegeți ce vreau să spun Hai să ne băgăm, ce-o fi, o fi, nu? Ce-o fi, o fi până la urmă Haide băi o, mai este una O carte, o carte, hârtie Nu avem nevoie de hârtie Repede ne urcăm sus să luăm încă o gură de aer și să vedem pe unde mai putem intra, că am găsit aici comori. Asta e, cred că e o bucată de epavă doar sau ceva. Habar n-am ce, ce, poate fi. Haide, intră, intră. Tot cărți, tot de astea, nu avem nevoie noi de cărți, bă. Nu suntem la școală aici, trebuie să găsim lucruri interesante. Dar mai este acolo una și este ascunsă bine de tot, nu știu cum să vă zic. E ascunsă chiar foarte bine. Și nu știu cum să mă bag aici. Ia să vedem. Aha! Mamă! Emeraldu! Hai repede, repede sus! Repede sus, repede! Am găsit emeraldele! Ce bine că am găsit emeraldele! Hashtag am găsit emeraldele în comentarii. Ia să vedem ce am produs. Ce am produit? Mamă, avem nouă emeralde. Voi vedeți? Vai, vai, vai. Băie, e bine. Ia să văd ce mai trebuie să arunc de aici. Lapizul ăsta și pielea nu am nevoie de ele momentan, nici de penele astea. Asta ne mai păstrăm aici, că cine știe când ne trebuie. Peștele îl păstrăm și cartoful, că na. Cine știe când ai nevoie de un cartof, nu? Hai să mai mâncăm puțin și să mai mergem să căutăm o epavă din aceasta, o comoară. Oh! Dar ce vedem noi aici? Cred că este cealaltă jumătate a a bărcii de acolo sau ceva de genul. Băi, a avut ceva emerald ea. Acum să vedem dacă mai găsim și aici ceva. Asta pare un pic mai dezafectată sau ceva. Ia să mai băgăm și bucata asta de carne. Și să ne scufundăm. O, wow, asta e mai adâncă. Asta e mai la adâncime, așa. Hai să ne putem vedea de aici, oare? Ce este în cufăr? Încă niște pantaloni care probabil nu ar să ne folosească la fel ca ceilalți. Hai repede, nu damage, nu damage. Hai să băgăm repede, repede, repede morcovul ăsta. Să vedem, poate mai găsim ceva interesant aici, că, băi, nu știu, mie îmi place să explorez așa. Deci chiar am plecat foarte, foarte departe de casă. Așa că vreau să găsesc lucruri, lucruri cât mai interesante aici, pentru că asta e interesul, să găsesc lucruri interesante, să vă prezint. Aparent nu am mai văzut nimic, trebuie să mă urc repede înapoi. Uau! Wow, la ultima bulă, la ultima bulă am reușit să mă ridic. Hmm, hai cum mă mai scufund odată pe aici. Că cine știe, poate, poate. Aha, deci mă scufund mai repede. Deci merge să te scufunzi mai repede. Bun, aici nu. Cred că ai singura comoară din interior. Nu cred că mai este o altă comoară. Haideți să ne urcăm înapoi totuși. Și să mergem la... La o altă comoară pentru că aici nu am găsit uh, chestii prea interesante. Hai să căutăm și o ultimă comoară pe acest episod să vedem care este treaba. Poate, poate găsim ceva. Opa, opa, opa. Aici e la marele zid chinezesc. Băi, ce seamănă cu un zid. Sper să nu fie păzit sau ceva. Eu am găsit un templu și l-am rugat frumos pe video să încercăm să intrăm amândoi în templul ăla. Să vedem dacă putem să facem față inamicilor. A, aici este... Este o mină gen de nu... Nu avem ce căuta acolo. Este mult prea adâncă ca să... Ca să mă scufund eu fără oxigen și chestii de genul. Fără cască înceantată, am vrut să spun. Pentru că, na, e dificil. Nu vreau să mor să pierd toate chestiile interesante pe care le-am găsit aici. Astea nu știu dacă o să-mi folosească la ceva. Chiar sunt foarte curioasă să... Și o să întreb cu prima ocazie pe cineva Când o să intre cineva pe server Mai văd acolo ceva O jumătate de barcă sau ceva de genul ăsta Haideți să încerc Uite și mai e și acolo una O să mergem și la aia Și la asta de aici Dacă nu murim între timp, evident Pentru că na Se întâmplă și chestii de genul ăsta Și putem muri destul de repede Ia să vedem, să vedem, să vedem Hai să sărim în apă, ce să mai vedem? Du-te tare, Costine, bă, da... Cam adânc aici, cam adânc. Opa! O, nimic interesant. Băi, astea ușor accesibile. Nu prea au chestii interesante prin ele, nu știu ce să zic. Aici unde pot să ajung repede, repede la... Cum îi spune... La comoară. Este foarte cum să zic, foarte prost plătită treaba asta, dacă înțelegi ce vreau să zic. Haideți să încercăm să ne băgăm pe aici. Uite, 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 o comoară acolo. Morcovi! Deci nu pot să cred că am găsit morcovi aici. Deci chiar nu pot să cred că am reușit să găsesc morcovi într-o corabie. Cine ține morcovi într-o corabie? Am crezut că mi-am pierdut barca. Bun. Hai să ne mai luăm puțină mâncare Să ne creștem viața Să mergem și la cealaltă curabie Cine știe, poate mai găsim niște emeralde ceva Hop Bun, deci asta a fost aici Următoarea era în partea asta, oare? Sau, nu mai știu unde Hmm, hai să mergem un pic așa Deci aici era una Unde este, mă, că nu mai văd Sunt subia sau cum? Bă, eu nu mai știu unde sunt Cred că m-am pierdut Așa, aici era o bucată de barcă Și mai era o bucată de barcă Pe aici pe undeva Aia e bucata de barcă la care am fost deja, nu? Nici nu mai știu Sunt bulversat, băi Nu plecați niciodată în expediție fără o busolă Cum am plecat eu Cred că m-ar fi ajutat o busolă sau ceva Băi, dar nu știu unde este bucata cealaltă de barcă unde s-o fi dus? Vai Ce-mi place sunetul mării Doar ascultați-l Ce bine sună Băi vor să mă doară mâinile tare Rău de tot mânuțele mele de tigru Uitați-o acolo Uitați-o am văzut-o Gata Am văzut-o Bă știe din unghiul ăla se vedea mai Ce? 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 ce asta? Băi ce se întâmplă? Băi, ce m-a speriat! Doamne, ce m-a speriat! Ce era acolo? Voi ce fel îmi bate inima, deci chiar mă speria, nu mă așteptam cu mostra oceanului ceva acolo. Ia să vedem. Mamă, dar ce adâncă e asta, frate. Hai să încercăm totuși. Dar aici e mai întunecat sau mi se pare mie? Hai să vedem totuși, poate, poate găsim ceva. Uite aici o comoară. Hmm. Hai să luăm două de astea să vedem care i treaba cu ele. Aoleu, aoleu! 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 Nu, no, nu, no, repede, repede! Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no! nu! Vai! Hu, băi, parcă... Doamne, parcă mă necam în realitate, așa m-am simțit, serios, să pierdeam toate chestiile interesante. E destul de adâncă comoara asta, nu știu ce să zic. Hu, nu știu ce să zic, să mă mai bag sau să mă mai bag, bă, dar asta chiar, chiar e o aventură pe cinste, serios, deci n-am mai trăit de mult așa emoții. De la live la horror, dacă știți ce vreau să zic. Doamne... Hai să încercăm să ne mai facem puțină viață Și să ne mai băgăm pe acolo Cine știe? Băi, dar ce sunt astea? Hai să vedem Suspicious stiu. Nu știu ce sunt astea Și chiar nu știu Băi, de pe aștept să De aștept să arăt cuiva cu cunoaște sau... Nu, de pe aștept să-mi scrieți voi în comentarii Ce sunt toate chestiile astea pe care le-am găsit eu pe aici Că tare curios sunt și eu, credeți-vă Deci, n-aveți idee cât de curios sunt Și cât de încântat sunt de chestiile pe care le-am prins Hai să ne băgăm repede. Să ne mai învârtim un pic în jurul ei. Aparent nu, nu, mai văd nicio intrare sau ceva. Hai să mai băgăm o arahidă de asta. Și să ne mai scufundăm o dată, dar pe partea cealaltă. Să vedem care este, care este treaba aici. bun, bun. Bun. Deci ne-am băgat aici. Este singura comoară? Băi, aparent este singura comoară de aici. Bun, păi... Nu știu ce să zic, Am atât fost cu acest episod. Nu uitați să vă abonați, să postați în secțiunea de comentarii, să apăsați butonul de like dacă mai doriți să facem ex expediții de acest gen în Minecraft. Hai să mor și o în barcă, să nu mai tremură imaginea așa. Eu o să încerc să găsesc drumul spre casă. Și până data viitoare v-am salutat! Re! Și nu uitați! La 17.00 ne întâlnim live pe Minecraft și poate mai căutăm comori. Asta depinde numai dacă vreți voi.